Echipa de basket feminin CSM Târgoviște a cucerit Cupa Federației. Fetele s-au impus duminică într-o finală intensă în fața celor de la CS Rapid București. Meciul a fost dominat de basketbalistele de la CSM Târgoviște încă din primele minute ale jocului. Potrivit reprezentanților clubului, fetele au controlat jocul, reușind să se distanțeze în fața unui adversar care a încercat să revină pe parcursul meciului. Cu o apărare bine organizată și un atac eficient, acestea au reușit să-și mențină avantajul până la final, obținând o victorie meritată. Scorul final dintre CSM Târgoviște și CS Rapid București a fost de 66 la 62.